Deși suntem abia în luna ianuarie, delicatele simboluri ale primăverii și-au făcut apariția la Constanța. De unde sunt aici? De la Slava Rusă. Din pădure. Am cules, i-a legat soția și i-am adus la vânzare. Cu cât ai dat? Un leu. Buchețel. Da. Buchețelul. Și până acum clienți? Domnișoarele fie? Se bucură. Care au văzut, primii ghiocei au cumpărat. Anul trecut pe vremea asta? Erau? Nu erau. Deci anul ăsta un pic mai devreme. Au ieșit mai devreme datorită că a fost timpul mai frumos. În piața Tomis 3, florile nu au trecut neobservate. Cei mai mulți cumpărători au fost, așa cum era de așteptat, domnii care au vrut să le facă o surpriză persoanelor dragi. Ați luat pentru soție? Nu, pentru mine. Îmi plac florile. Vă plac florile? Da. Vă așteptați să găsiți acum ghiocei în perioada aceasta? Nu. Drept să spun, nu mă așteptam. Pentru cine i-ați cumpărat? Cui îți vei dărui? Pentru fiică mea, e ziua aia din naștere. Se spune despre ghiocei că sunt simbolul speranței și al inocenței și apariția lor este semn că se apropie primăvara. În zona de nord a Dobrogei există o rezervație unică de ghiocei, unde florile sunt protejate. Aici se întâlnește una dintre cele mai frumoase specii, sursă de inspirație și pentru o serie de melodii din folclorul autohton. Dragoste, ia la ghiocei, ia la ghiocei, ia buchetul, ia buchetul, ia-l pe care le vă